Dragă eroule, astăzi este ziua ta, a profesiei pe care ți-ai ales-o. Este acea zi din an în care ești obișnuit să primești urări de la mulți ani și gânduri bune care să se împlinească. Eu scriu o scrisoare. Primește, te rog, gândurile mele așezate pe hârtie la ceas de recunoștință. Profesezi ca asistent medical și ai fost întotdeauna erou pentru fiecare pacient pe care l-ai îngrijit, l-ai ajutat să se vindece și să se întoarcă la cei dragi. Nu e ceva nou pentru tine. De mai bine de un an însă ești numit erou de toată lumea și peste tot. La nivel internațional și național se vorbește de tine prin intermediul clipurilor TV, afișelor, în campanii umanitare. Tu, asistentul medical, ești eroul de pe buzele tuturor. De mai bine de un an ești la datorie. Parcă timpul s-a oprit din mers exact la locul tău de muncă. Din momentul în care, la nivel mondial, a fost declarată pandemia de COVID-19, starea de urgență la tine a devenit stare de permanență. Ai sacrificat timpul dedicat ție și familiei tale pentru pacienți și aparținătorii săi. Nu există familie din lume și din România care să nu fie avut, în toată această perioadă, pe cineva îngrijit de un asistent medical. Nu există om care să nu fie avut pe cineva drag în spital și să nu spună unui asistent medical: ajutați-mă, vă rog. Și asistentul medical a ajutat. Toți asistenții medicali din toate spitalele s-au mobilizat mai mult ca oricând. Așa cum, cu sute sau doar zeci de ani în urmă, înaintașii lor au făcut-o în vreme de război alături de Florence Nightingale, precursoarea serviciului sanitar modern, a cărei dată de naștere, în semn de prețuire, a devenit Ziua Internațională a Asistentului Medical. Sau, în cazul nostru, alături de Regina Maria. În lume și în România, asistentul medical a fost scut de apărare pentru fiecare pacient. În județul Argeș au intrat în lupta împotriva COVID, asistenții medicali de la Spitalul Municipal Câmpul Lung și colegii lor de la secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Pitești. Fără să știe ce îi așteaptă, fără să se fi confruntat vreodată cu așa ceva, s-au mobilizat și au reușit să îi ajute pe cei aflați la nevoie. În Spitalul Județean eforturile au fost uriașe și presiunea cu atât mai mare cu cât a fost necesar să se asigure îngrijiri pentru urgențele din tot județul și pentru ceilalți bolnavi, nu doar pentru cei cu COVID. Nu a fost ușor pentru nimeni atunci când victimele virusului SARS-CoV-2 au fost inclusiv copiii. A fost momentul în care și spitalul de pediatrie a devenit spital COVID. Acum, acolo, saloanele destinate îngrijirii micilor pacienți diagnosticați cu COVID-19 sunt goale, pentru că, slavă Domnului, nu mai este niciun copil bolnav. Cu eforturi supraomenești de a transforma locația vechiului spital în secție COVID, Spitalul Mioveni a fost gata să primească și să îngrijească pacienți cu COVID-19. Întreaga echipă medicală de la Mioveni și-a mobilizat eforturile având ca unic scop binele pacienților săi. Apoi, rând pe rând, spitalele de pneumofiziologie din județ, Câmpul Lung, Valea Iașului și Leordeni au asigurat condițiile speciale necesare pentru primirea și îngrijirea pacienților cu COVID. Câmpul Lung a fost orașul care a avut două spitale exclusiv dedicate pacienților cu COVID. Nu a fost ușor. Nu știu decât cadrele medicale din Câmpul Lung cât de greu le-a fost în condițiile în care, în mod frecvent, pacienții lor vin și din împrejurim. Au tăcut, au făcut și au răzbătut. Și Spitalul Municipal din Curtea de Argeș a asigurat condițiile necesare acordării asistenței medicale împotriva COVID-19. În tot acest timp, Spitalul Militar din Pitești și spitalele din Brădet, Costești, Vedea, Ștefănești, Călinești, precum și celelalte unități sanitare publice și private, au asigurat asistența medicală necesară pacienților care au avut nevoie de îngrijiri specifice altor afecțiuni. În spitalele argeșene, în cabinetele de medicină de familie, în cabinetele de medicină școlară, în farmacii, în cadrul Direcției de Sănătate Publică Argeș, în centrele rezidențiale pentru copii și vârstnici din cadrul Direcției de Asistență Socială Argeș, în asistența comunitară, peste 5.000 de asistenți medicali argeșeni și-au îndeplinit menirea de a proteja sănătatea populației și o vor face în continuare cu aceeași vocație și dăruire, pentru că își dublează competența și profesionalismul cu umanitate și compasiune. Este dificil de descris presiunea sub care s-a lucrat în spitalele COVID. Greu de descris responsabilitatea care a revenit managerilor de spitale, directorilor medicali, directorilor de îngrijiri medicale, asistenților șef. Au fost toți pentru unul și unul pentru toți. Luni de zile au vuit ambulanțele care încotro străbătând județul în ritm de urgență pentru a salva cât mai mulți pacienți. S-au făcut eforturi care au atins sau chiar depășit limitele omenești. S-au îmbolnăvit medici și asistente medicale. Au pierdut lupta pentru viață, medici și asistente medicale. Și chiar dacă ai pierdut colegi,
Chiar dacă ai avut inima frântă, tu, asistentul medical aflat întotdeauna la locul profesiei tale, ai fost și ești, pentru fiecare pacient COVID asupra căruia te apleci cu grijă și devotament, o pereche de ochi, o privire cât orizontul. Acolo, în ochii tăi, pacientul a privit și privește mai mult ca oricând cu speranță. Dar tu de unde iei speranță? Cum îți aduni forțele? Cine te încurajează când nu mai poți? Cum răzbești oboseala? Cum ai învins și învingi teama de un inamic invizibil? Ne dorim să știi că noi toți, cei din afara unităților medicale, îți suntem solidari. Suntem cu toții parcă prizonieri într-un memorial al durerii. Ne-am temut și ne temem în continuare. Am stat izolați și despărțiți de cei dragi. În anumite situații, doar lacrimile au ținut loc de rămas bun atunci când am pierdut pe cineva drag. Tu știi toate acestea și poate nu este tocmai potrivit să ți le reamintesc eu la ceas aniversar. Însă știi, la fel de bine ca mine, că Ziua Internațională a Asistentului Medical nu a avut niciodată atâta încărcătură emoțională, atâta semnificație profesională ca în această perioadă de pandemie. Anul 2021 a fost declarat Anul Internațional al Lucrătorilor din Sănătate. Manageri, directori, asistenți medicali, ambulanțieri, moașe, kinetoterapeuți, infirmiere, voluntari, personal auxiliar, cu toții sunt eroii acestui an. Medici și asistenți medicali sunt cei care își exercită profesia de mână cu Dumnezeu. Asupra lor a revărsat cel de sus din belșug sensibilitate, empatie, dăruire, pricepere și tărie de caracter atunci când situația o impune. Și grijă, multă grijă. Chiar grija este cea care face diferența dintre profesia ta și toate celelalte profesii. Și, de fapt, a fi asistent medical este mult mai mult decât o profesie, este o menire. Grija pentru puiul de om abia născut, pentru noua viață care prinde ari, grija pentru cel care se desparte pentru totdeauna de noi, grija pentru fiecare persoană aflată la nevoie pe care viața ți-o scoate în cale în afara orelor de serviciu. Da, menirea ta este în fiecare clipă a vieții tale. Nu coci pâine în fiecare clipă, nu croiești haine în fiecare clipă, dar grija și lupta pentru sănătate, pentru viață, este a fiecarei secunde. Pentru că atât de importantă este secunda, încât ea poate să facă diferența dintre viață și moarte. Tu, asistentul medical, ești singurul om care are pe viață o profesie pentru viață. Tu ești zala de legătură între pacient și medic. Ești cel care face echipă atât cu medicul, cât și cu pacientul, pentru a pansa și vindeca răni suflete și trupești. Acum, mai mult ca oricând. Pentru că am fost contemporani cu momentul în care s-a făcut liniște în întreaga lume. Pentru că a fost un moment în care totul s-a oprit. Doar clepsidra a continuat să numere clipe. Mâine, poi mâine, în anii ce vor urma, se va așterne amintirea peste fiecare încercare și peste marea încercare a pandemiei de COVID. Tu vei rămâne însă martorul suferinței și al biruinței. Tu, profesionistul care a activat și a rezistat în linia întâi. Tu și toți colegii tăi, asistenți medicali împreună cu medicii, ați fost colacul de salvare al omenirii. Nu vom uita impactul emoțional profund lăsat de imaginile cu tine, îmbrăcate în echipamentul pe care până de curând noi l-am văzut doar în filme. Nu vom uita mâinile tale crăpate de la atâta dezinfectant și fața ta brăzdată de urmele măștilor de protecție și ale vizierelor. Și nu vom uita ca măcar o dată pe an de acum încolo, pe 12 mai, de Ziua Internațională a Asistentului Medical, să păstrăm un moment de reculegere pentru asistenții medicali care și-au pierdut viața la datorie. Pentru cei care încă luptă, un braț de flori și încurajări și promisiunea că vom fi responsabili, că ne vom vaccina, că vom susține fiecare demers menit să ne aducă îmbrățișările înapoi. Pentru că știu că rezultatul muncii tale, însemnând vindecarea fiecărui pacient, reprezintă marea ta satisfacție pentru fiecare mesaj de mulțumire care ajunge direct la inima ta, pentru că din iubire de semen ți-ai dărui grija și priceperea celor pentru care, la vreme de încercare, tu însuți încercat, ai fost înger păzitor și punte de legătură cu cei dragi, pentru fiecare pacient pe care l-ai ocrotit și pentru noi toți, ești erou pe frontul pandemiei. Îți mulțumim, îți suntem solidari și îți purtăm recunoștință. La mulți și binecuvântați ani, dragă asistent medical! Ție, cel care te îngrijești de sănătate, îți dorim sănătate și te încurajăm amintindu-ți că totul va fi bine.